din cauza vitezei excesive, am avut o leziune cu o mașină, am stat aproape 2 luni în comă, șanse prea mari nu am primit. Nu mai putea să umble, nu mai putea să alerge, nu mai putea să conducă mașina. Și mi s-a spus, te pot ajuta, poți să ai o viață normală,